Problema Republicii Moldova acum cea mai mare este următoarea. Că dacă nu se schimbă situația următorii ani, și nu avem mulți, 2-3 ani, noi alunecăm pe calea dispariției Republicii Moldova ca stat. Domnule, deja, o secundă, la diferite niveluri, cele mai înalte, și inclusiv și la nivel de ministerie și așa mai departe, deschis se promovează lichidarea statului Republicii Moldova prin unirea cu România. Asta este pericolul numărul 1 al Republicii Moldova. Și acest pericol, în afară de problemele economice, sociale, lumea pleacă din țară, poate fi curmat doar prin venirea altei guvernări. Guvernări de centru-stângă. Și noi acest lucru îl vom face. Eu vă rog în numele întregului popor.